Bună ziua! Acum 2 luni am vorbit despre o idee cum să fac o stupină dintr-o matcă și după 2 luni vreau să văd să terminat o parte din campionatul Ligii 1 și am să vedem cum stau cu ideea. Și am pornit atunci cu 60 de lei, deci valoarea unei măci. Au trecut câteva etape bune și a rezultat. Au fost egaluri, Dinamo fiind favorita la egaluri, era la sfârșitul etapei, ultimul meci, mi-au făcut multe egaluri, aia înseamnă că s-a și câștigat ceva. Ce am ajuns, mă uit acum pe hârtiuță, în data, deci cum s-a terminat acum partea asta din campionat, bine, mai sunt vreo 5 etape, dacă nu greșesc, din campionatul regulat, am reușit să adun în jur de 600 de lei, deci înseamnă că am înzecit în 2 luni cei 60 de lei. Eu zic că este ok, nu am mărit pasul, deci nu am sărit, să zicem, să încep cu 5 și să trec la 8 și la 13 și așa mai departe, ci am ținut pasul de la 2 sau de la 3 și a rezultat în jur de 600 de lei. Acum, când va începe în sfârșitul ianuarie, februarie, când începe iară campionatul, o să măresc, având deja banca mult mai mare, o să încep undeva probabil de la 5 pasul. Deci o să fie și mai multe egaluri, că vine play-off-ul, play-out-ul, meciurile sunt mult mai strânse și având banca mai mare pot să risc sume și mai mari. Nu vreau să ajung să parești 100 și ceva de lei pe un meci, că nu are rost. Ținem pasul, când avem banca, să zicem, de 6.000 de lei, atunci poți să ridici până la să parezi 100 de lei pe meci, că nu e o problemă. Așa, ce vreau să zic e că din banii ăștia aș vrea să dau un cadou, o să mă gândesc un pic ce anume, dar printre abonați o să cumpăr ceva, lucru ce se va folosi în stupărit, în vedem, ori o ladă, ori ustensile, ori ambele, vedem, o să mă gândesc un pic și o să fac o să termin anunțul efectiv ce va fi. Vă doresc o zi bună.